S-au început lucrările de amenajare a sistemului de irigație pe zona centrală a municipiului Bașcani. Este o zonă prioritară și considerăm că este oportună această investiție pentru că spațiile verzi au nevoie de o regenerare și să le îmbunătățim pe zi ce trece, deoarece ne confruntăm în ultima perioadă și cu seceta, considerăm că și spațiile verzi au nevoie de apă. La fel ca și în celelalte municipii sau orașe din țară, de vă dăm exemplu municipiul Iași, după cum știți, este plin de sisteme de irigații și spațiile verzi arată frumos. Am considerat că trebuie să începem și noi în municipiul Pașcani să investim în sistemele de irigații și am început cu zona centrală. Valoarea acestei investiții este de aproximativ 153.000 de lei fără TVA. Termenul de execuție este de aproximativ 3 luni, dar cu siguranță echipa se mișcă foarte repede și se vor termina lucrările mult mai rapid și în următoarea perioadă vom amenaja această zonă pentru a ne bucura de înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Pașcani. Domnul viceprimar, discutați această investiție de mai bine de un an de zile. De ce avea acum? De ce s-a întârziat atât de mult? Da, este adevărat, ea ca se împlinesc aproximativ 2 ani de când împreună cu inginerul peisagist am gândit acest lucru, adică să facem în așa fel încât să avem instalații de irigat pe centru. La început am spus să punem pe partea cu primăria veche, ne-am gândit și pentru zona centrală, pentru scoarul central și mai apoi pentru partea dinspre magazine. Ce pot să vă spun este că, după cum ați auzit mai devreme, valoarea era de 150.000 de lei, deci se încadra într-o achiziție și montaj, dar s-a dorit să fie făcut, să fie trecută pe achiziții. Și atunci, pentru a nu mai da, loc de interpretări colegilor din Consiliul Local, deși și aceștia știau că nu este valoarea mare, am preferat să facem studiu de fezabilitate, proiect, aprobări, autorizări. Nu știu cât s-a cheltuit în plus, dacă ar fi să cuantificăm. Nu știu dacă într-adevăr s-a cheltuit în plus, dar cert este că acum nimeni nu va mai putea să ne spună, domnule, ați cheltuit banii contribuabililor aiurea. Nu. Am gândit-o bine, după cum vedeți, s-au apucat băieții de instalație, s-au finalizat toate etapele, începând de la studiu de fezabilitate, de la proiect, de la autorizări, de la tot ce înseamnă documentație. Și, după cum vedeți, a venit vremea să finalizăm acest lucru. Mă bucur că, într-un fel, s-a terminat tot acest calvar cu proiectare, autorizare, cu tot ce vedeți dumneavoastră, licitații pentru execuție, pentru... Deci, cred că dacă s-ar analiza mai bine, puteam să facem toată această instalație, deci tot acest proiect îl puteam pune în operă cam undeva la nivelul anului 2022, prin toamne, exact când am gândit-o și când am zis, domnule, hai să facem ceva bun pentru oraș. Probabil că, fiind prima instalație, o vom analiza în detaliu, vom vedea părțile bune, părțile rele și după aia sper ca în continuare cine va mai fi în administrația publică locală să se gândească și la celelalte spații verzi. Acesta este un plus de valoare, chiar dacă la prima vedere se pare că cheltuim niște bani pe apă.
acești bani îi cheltuim, dar apa este dată cu un anumit scop care se va vedea, pentru că tot ce este verde, tot ce este spațiu verde și cu flori și cu tot absolut va fi altfel, va fi revigorat, deci nu se va mai întâmpla cu gazon pus și după aia din cauza secetei extreme să se usuce. Și eu cred că orașul va arăta altfel. Trebuie luat în calcul și celelalte zone pe care le-am amintit, de pe Ștefan cel Mare, și de ce nu extinsă această rețea în toate spațiile verzi care sunt în oraș. Nu ia mulți bani, aici a costat așa, să spunem într-un fel, mult, întrucât a fost deci de la Casa de Cultură până la oficiul poștal. Deci e o suprafață destul de mare, iar beneficiile le vor vedea locuitorii municipiului Paștani în timp. Cred că pentru celelalte instalații se va opta totuși pentru achiziție și montaj. De ce? Pentru că nu văd normal o reabilitare a unui spațiu verde să fie trecută pe investiții. Chiar nu văd de ce. Din momentul în care legislația îți permite ca până la 270.000 de lei fără TVA să poți să reabilitezi, să construiești, să faci achiziții, să... nu înțeleg de ce ar trebui făcut și plătit în plus niște bani pentru un studiu de fezabilitate, pentru, eu știu, proiecte dintre astea care... Oricum, nou, practic, ne-ar trebui făcută instalația, adică pusă în manoperă, achiziționată, pusă în manoperă, după care ne trebuie un aviz de branșare de la cei de la Apa Vital. Și Apa Vital, după cum observați, a fost de acord. Cam asta este. Oricum, mă bucur că este primul spațiu verde care va fi irigat în Pașcani și v-am mai spus, sper ca și celelalte spații verzi să fie reabilitate. Vom vedea în continuare, avem în gând să plantăm copaci și pe strada Moldovei. Fac un apel la domnul primar să mobilizeze băieții de la gospodăria comunală pentru a face acele casete despre care am discutat cu dumnealui de anul trecut. Și toți ce copaci mai avem la seră să plantăm și să redăm orașului o altă culoare. Acest sistem de irigație va fi funcțional și va funcționa pe bază de programatoare. Îl vom controla dintr-o aplicație de pe telefon. Va avea și senzor de ploaie, iar atunci când va ploua, sistemul nu va mai iriga această zonă și zic eu că este un lucru bun pentru municipiul Pașcani.